slăvim pe Dumnezeu pentru aceste momente în care putem să stăm în fața Domnului și doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze cântările care au fost cântate să aibă rod în viața noastră. Amin? Amin. Vederea noastră în casa Domnului să fie de asemenea cu folos și când Dumnezeu privește spre noi, să poată să privească cu plăcere. Ar fi trist, ar fi dramatic, ar fi tragic să credem că facem impresie bună lui Dumnezeu, să credem că suntem pe plac Domnului și că încolo să fie contrarul. De aceea cred că și cuvântul din această seară are această menire ca să ne avertizeze. Nu știu, nu ușor ca să aduci în fața poporului, nu ușor ca să citești, ca să te adâncești, să înțelegi lucruri care nu plac la un moment dat, care se finalizează trist. Și nu așa, atunci când citești o carte, mi-aduc aminte și eu când eram la școală și mi-a punea să citim cărți, îmi plăcea, atunci când desnodământul, când finalul cărții este unul glorios. Parcă te simți în pielea celui care o sfârșește trist și nu-ți face plăcerea acea carte. Dragii mei, în această seară vreau să vă spun că acest cuvânt care ați auzit citit se termină cu un desnodământ trist și continuă cu o istorie frumoasă. Acum vreau să înțelegem că fiecare dintre noi scriem o istorie în viața aceasta. Vrem, nu vrem, lăsăm în urma asta niște urme, niște amprente pe care ceilalți poate vor călca, la care poate ceilalți doar se vor uita și vor afirma cu tristețe ce păcat. Sau poate va zice, da, îmi doresc și eu. Apostolul Pavel a fost unul din aceia care a avut curajul și pe bună dreptate a spus, călcați pe urmele mele întrucât și eu cad pe urmele lui Hristos. Ce e mai minunat în viața aceasta decât să știi că mergi în direcția bună, ești pe urmele cele bune și că la final nu ești dezamăgit, ci ai ajuns la destinația spre care ai plecat. De asta, dragii mei, depinde alegerea noastră, fie că a fi până în fiecare zi. Și cuvântul Domnului, de fapt, asta are menire. Menirea ca să ne pună pe o cale bună. Învățăm din experiențe triste, învățăm din experiențe frumoase, vesele, fericite și tragem concluziile și acționăm. Fiecare dintre noi suntem liberi și vom acționa și fiecare dintre noi ne vom bucura sau vom culege roadele la urmă. Cuvântul în seara aceasta și-aș vrea ca să nu merg prea mult, să începem cu primul verset care a fost citit aici și îmi pare rău că am ajuns târziu, așa se face, parcă atunci când îți dorești mai mult să fii cât mai punctual, să iubești o situație sau alta și să știți, în toate acestea sunt de multe ori acțiune și acelui rău, dar Dumnezeu le îndă de multe ori ca să ne încerce, ca să vadă ce facem, ne pierdem cumpătul și nu de puține ori, poate nu mai vrem să mai facem nimic, pentru că ne dăm seama că lupta e prea mare. Și totuși, Dumnezeu în toate aceste situații ne îndeamnă și ne încearcă să ne învețe că aceasta trebuie să ne motiveze și mai mult, să fim și mai exigenți cu noi, să ne purtăm așa cum Pavel, bătrânul Pavel, nu tânărul Pavel. Zice, mă port aspru cu trupul meu și țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am spus la alții Evanghelia, eu însumi să fiu lepădat. Și cu atât mai mult eu, cu atât mai mult noi, avem nevoie în această seară să înțelegem că e o luptă și să înțelegem că diavolul nu s-ar bucura cu niciun preț să ajungem la destinația spre care am pornit. El nu ne vrea să ne vadă în cer. El face tot ce stă în putere, ca prin orice situație prin care trecem în viața asta, să ne facă să păcătuim cu limba, să păcătuim cu vorbirea, cu gândul, cu acțiunile, cumva, numai să ne depărtăm de Dumnezeu și depărtându-ne să nu mai fim plăcuți lui. Cuvântul în seara aceasta, de fapt, spre acest gând vreau ca să se îndrepte. Cum putem sau ce trebuie să facem ca să fim cu adevărat oameni plăcuți lui Dumnezeu? Că noi credem sau putem să credem că suntem plăcuți. Și din istoria care am citit-o sau din finalul trist, am văzut că Saul a crezut că este plăcut de Dumnezeu. Și a crezut că îl impresionează pe Dumnezeu cu jertfe, cu multe lucruri care le-a făcut
ca să-și atragă popularitatea, ca să arate că el este un împărat foarte bun, foarte dârz, că el face, el nu... Nu e atât de neputincios încât să nu ia decizii chiar și singur. Și s-a aruncat, s-a învenat în multe decizii în care el a spus, a lucrat ca un nebun. Domnul a zis lui Samuel, când vei înceta să plângi pe Saul? Pentru că l-am lepădat ca să mă bunească peste Israel. Și acum, citind aceste cuvinte, am putea să ne întrebăm, cum să plângi, să te rogi pentru un om, să vrei întoarcerea lui, să vrei binele lui și să vine Dumnezeu însuși să spună, nu te mai ruga, e o cauză pierdută, te rogi degeaba. Îl cunoaștem noi pe Dumnezeu și în postura aceasta? Că noi de multe ori spune că Dumnezeu este nelung răbdător, bogat în bunătate, că El nu vrea moartea păcătosului și e drept cuvântul acesta. Dar de ce oare intervine Dumnezeu la acest om, la Samuel, care a fost ultimul judecător în Israel și care a fost inima poporului? A fost întotdeauna pentru binele, pentru viața poporului. Întotdeauna a fost gata să stea în spărtură, să mijlocească pentru popor și aș vrea ca să vedem lucrul acesta chiar el însuși. Spune așa de frumos, în capitolul 12, spune versetul 23, departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului. Auziți ce consideră Samuel păcat? Noi zicem că sunt păcate lucrurile alea care, da? Ghicilia, vrăjitorii, multe lucruri din astea urâte care nici nu vreau să le enunț aici, le știm noi, care le considerăm noi în categoria noastră. Și totuși, Samuel, ascultați care este confesiunea lui, departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi, încetând să se roage pentru poporul lui Dumnezeu, care nu vrea să asculte. Pentru Saul, care Dumnezeu a zis că l-a lepădat și spune încetând, eu consider că o păcătuiesc. Și Samuel spune, vă voi învăța calea cea bună și cea dreaptă. Temeți-vă numai de Domnul și slujiți-i cu credincioșie din toată inima, căci vedeți ce putere desfășoară el printre voi. Dar dacă veți face răul, veți pieri voi și împăratul vostru. Am tras bine concluzia. Samuel se roagă, Dumnezeu vrea viața poporului, Dumnezeu vrea viața lui Saul, dar Samuel trage și acest semnal de alarmă. Dacă alegeți altceva, dacă veți face răul, veți peri voi și împăratul vostru. Poporul Israel a avut o perioadă după Moise, după Iosua, de o perioadă în care Dumnezeu ridica câte un judecător atunci când starea poporului era așa de decăzută și de fiecare dată se ridicau la o anumită înălțime spirituală de ascultare față de Dumnezeu și iarăși cădeau. Și atunci căzând, Dumnezeu era nevoit din gelozie pentru poporul lui să-i lase pradă popoarelor din jur. Și îi apăsau, îi subjugau, îi asupreau și ce face omul la necaz? Aleargă la Domnul, nu? Își dă seama că cineva poate să-l ajute dacă vrea. Și au zis, da, nu e o altă alternativă decât să strigăm către Domnul. Și au început să strige către Domnul și Domnul care nu obosește, iertând, care nu obosește în intervenția lui de a salva păcătoși. Spune că a ridicat câte un judecător. Și astfel a ridicat pe Gedeon, a ridicat pe Iefta, a ridicat atâția care în cartea judecătorului putem să îi vedem, să citim. Și ultimul judecător care a fost în poporul Israel a fost Samuel. Dar poporul Israel, după toate aceste căderi, alunecări, iar ridicări, pentru că Dumnezeu în mila lui căuta să ridice, a plăcut peste gaj și a zis, vrem și noi împărat acum. Samuel, ești bătrân. Copiii tăi nu-ți seamă. Nu cată promenele tale. N-avem mari șanse, nu promit prea mult. Perspectivele noastre nu sunt prea pozitive. Orizontul e destul de sumbru, copiii tăi. Și realizau că un om care nu-i după placul Domnului, un om care nu stă la dispoziția lui Dumnezeu, nu poate să conducă poporul în direcția bună. Și a zis, avem o soluție, vrem un împărat ca și celelalte popoare. El să meargă în fruntea noastră. El să ne poarte războaiele, să fie liderul nostru. Până atunci Dumnezeu
îi conducea prin judecător, ci vrea ca să țină cât mai aproape de voia lui, de cuvântului. Și poporul a zis, nu, ne vrem să aducem prea care să-l vedem noi, să fie în fața noastră, pe care să ne bizuim. Și Samuel spune, ați făcut un mare păcat și plânge înaintea Domnului că ei au cerut, au încercat să înlocuiască suveranitatea și intervenția lui Dumnezeu, ocrotirea lui, înlocuind-o cu un împărat, un om pământesc. Și Dumnezeu zice, Samuel, nu te îngrijora, că pe mine mă leapădă. Și parcă Dumnezeu tolerează această cerere a poporului Israel și zice, nu-i nimic, am să le dau un împărat. Și Samuel spune, în acest capitol care l-am citit, în 12, le spune, versetul 12, apoi când ați văzut că Nahaș, împăratul fiilor lui Amon, merge împotriva voastră, mi-a zis, nu, ci un împărat să domnească peste noi. Și totuși, Domnul Dumnezeul vostru era împăratul vostru. Și acum spune Samuel ce se va întâmpla atunci când un împărat va lua controlul. Care vor fi cerințele lui, care vor fi exigențele și când va mai fi ca și înainte. Și în final spune poporul, parcă încearcă și pătrunde în lăuntrul lor, înțelegând că de fapt motivația lor nu era mai după voia lui Dumnezeu. Că de fapt s-au făcut vinovați, punându-l pe Dumnezeu mai pe jos decât un împărat omenesc, nemai recunoscând autoritatea lui Dumnezeu. Și Samuel vine și spune, Dumnezeu vă iartă acest păcat. În versetul 20, Samuel a zis poporului, haideți să citesc versetul 19. Și tot poporul a zis lui Samuel, roagă-te Domnului Dumnezeului tău pentru robii tăi, ca să nu murim, căci la toate păcatele noastre am mai adăugat și pe aceea de acel un împărat pentru noi. Și-a dat seama că sunt pe nicăieri, că dacă Dumnezeu și-ar trage mâna, poate să aibă să fie o ceată de împărați, n-ar putea să facă nimic. Și Samuel caută să liniștească cu o condiție. Nu vă temeți, ați făcut tot răul acesta, dar nu vă abateți de la Domnul și slujiți Domnului din toată inima voastră. Nu vă abateți de la El, altfel ați merge după lucruri de nimic, care nu aduc niciun folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic. Domnul nu va părăsi pe poporul lui din pricina numele lui cel lui mare, căci Domnul a hotărât să facă din voi poporul lui. Și aici continuă Samuel și spune, continuă să se roage, dar să rămână temător de Dumnezeu și să facă binele, că dacă nu, vor fi pierduți. Cam aceasta a fost, să zicem așa, situația politică din vremea aceea. Și alege pe Saul. Acest om, când auzim de Saul, parcă nu ne place să fim numiți cu acest nume și mi-ar place copiii noștri să se cheamă toți David, ca și acest prunoșel în care în fața noastră și cei care sunt David, parcă ne inspire, mi-ar vedem în ei acest personaj frumos. Și ne place să fim inspirați de acest om David. Dar citind mai atent cuvântul Domnului, dragii mei, am văzut că și Saul a fost un personaj frumos. În început, foarte frumos. Chiar apreciabil, impresionant. Și dați-mi voie și o să rog pe cineva, dacă poate, ca să pună la, ca să citim împreună. Atunci când citim cuvântul Domnului, nu dăm breș. Să vedem că Saul, el era un băiat ascultător care mergea unde trimitea tatălui. Și într-o zi, chiar, ceea ce avea tatălui pe lângă casă, o turmă de mărgăriți, s-au pierdut și tatălui îl trimite și Saul se duce. Dumnezeu are în vedere ca să pună un împărat. Și Dumnezeu deja a ales pe acest tânăr Saul. Nu găsește măgărițele, le caută. Și la un moment dat, slujitorul îi zice, auzi, chiar aici, în apropiere, stă văzătorul. Adică profetul Samuel. Am putea să întrebăm pe Domnul. Dumnezeu ne poate spune că El vede, El știe tot. Știe și unde-s măgărițele tatălui tău. Și Saul e de acord. Asta îmi spune mie că Saul nu era împotriva prorocilor, sau respecta și iubea cuvântul Dumnezeu și chiar vrea să audă mesajul din partea lui Dumnezeu. Și se duce și atunci când întâlnește pe Samuel, Samuel îi spune, auzi, măgărițele s-au găsit, dar Dumnezeu are altceva pentru tine. Ascultați, după ce a ajuns acolo,
spune versetul 20 din capitolul 9, nu te liniști de mărgărițile pe care le-ai pierdut acum 3 zile că s-au găsit și pentru cine este păstrat tot ce este mai de preț în Israel? Oare nu pentru tine și pentru toată casa tatălui tău? Ce ați fi făcut dumneavoastră? Ce ați făcut dumneavoastră când se spune tot ce mai bun în Israel? Și ce putea fi mai bun în Israel? Decât să fii în locul de decizie, să fii cel mai văzut, cel mai popular, cel mai ascultat, cu cea mai mare influență, normal, să fii împărat, să fii șeful șefilor acolo, nu? Și Saul putea să zică, nu m-am așteptat la asta, o surpriză neașteptată. Ce mă bucur de lucrul acesta? Haideți să vedem reacția lui Saul, versetul 21. Saul a răspuns, oare nu sunt eu, Beniamit, una din cele mai mici seminții ale lui Israel? Și familia mea nu este cea mai mică dintre toate familiile din semințirea lui Beniamin? Pentru ce, dar, îmi vorbești astfel? Se vede atâta de umil. Și Saul, vă spun că era mai mare decât tot din Israel, spune că îi trecea cânta. Imaginați că îi putea vedea pe toți, nu avea nevoie de podium ca să vadă pe ceilalți. Era înalt la statură, era voinic, era puternic. La prima vedere îi zice că ar fi împăratul ideal, impunător. Hai, vrăjmaș, nu s-ar fi temut văzându-l că merge șeful armatei, evita mai omul. Vă duceți aminte de Goliat. Când a apărut Goliat, Saul a fost mic și n-a avut curaj nici Saul să meargă să se bată pe el. Și Saul, totuși, chiar dacă era un tânăr impunător, un tânăr frumos la timp, un tânăr care îi se promit, uite, în fața lui, este o perspectivă mare, își vede statura lui și este smerit. Și asta e frumos la Saul. Și Dumnezeu apreciază lucrul acesta. Dumnezeu îl alege pe Saul și vom vedea mai departe că atunci când după ce îl unge, a doua zi spune că îl unge, versetul 1, capitolul 10, Samuel a luat sticlul să acum asta a doua zi și a turnat plecatul lui Saul, apoi l-a sărutat și a zis, nu te auzi Domnul ca să fii căpedenea mărturii lui? Și spune ce se va întâmpla mai departe. Și Saul ajunge să prorocească, Dumnezeu trimite Duhul lui peste Saul. Și spune în versetul 6, Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-alt domn. Și mi-e ușor să înțeleg că, cu adevărat, Saul era un om schimbat, un om care, cu adevărat, părea că merge în ascultare de Dumnezeu. Părea că va face o treabă extraordinară ca și împărat al lui Israel. Nu e așa, până aici. Asta îmi spune istoria. Asta îmi spune ceea ce văd de la Saul. Și totuși vom vedea că după ce ajunge împărat, după ce înaintea poporului e tras la sorți și confirmat înaintea poporului că Dumnezeu l-a ales pentru ei ca împărat, lucrurile iau încet, încet o întorsătură neobișnuită și neplăcută. Și Saul începe să nu mai asculte. Îi spune Samuel, vezi, când ajungi la Gilgal, mă aștept 7 zile până voi veni. Și Saul ajunge acolo și e în a 7-a zi. Samuel încă n-a ajuns. Frășmașii erau înaintea lui, erau gata de bătaie. Cei care îl urmau au început să-l lasă, să plece unul pe unul acasă. Și atunci spune Saul, am întâlnit și am adus eu ardelea de tot. Ceea ce nu avea voie să facă el. A început să-și permită lucruri, să-și aroge, să-și atribuie anumite lucruri care nu erau cuvenite să le facă el. Și vine Samuel, vine și el mustră și spune în capitolul 13. Ce ai făcut, spune Samuel, versetul 11. Saul a răspuns, când a văzut că poporul se împrăște de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât, și că filistenii sunt strânși la micmaș, mi-am zis, filistenii se vor coborâ împotriva mea la Gilgal și eu nu m-am rugat Domnului. Atunci am îndrăznit și am adus ardere de tot. Samuel a zis lui Saul, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. Ascultați. Dar acum domnia ta nu va deveni. Domnul și-a ales un om după inima lui. Și dintr-un om care părea că merge după cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie deja să afirme, să spună tot ce a fost până aici se sfârșește aici.
și din acea clipă Dumnezeu i-a rostit această sentință. Nu mai ești înaintea mea. Nu mai ești aprobat de mine. Nu mai ești plăcut înaintea mea. Și spune, Domnul l-a rânduit pe acela care e după inima lui să fie căpetenia poporului său. Pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Și poate nu vedem pocăință la Saul. E așa o pocăință superficială, dar în toată aceasta vedem mai degrabă un interes de a rămâne mai departe în fața poporului, să fie cinstit de popor. Și vom vedea aceasta mai departe în capitolul 15, când din nou Samuel îi zice, uite, trebuie, ai o misiune foarte importantă, să mergi și să nimicești cu desăvârșire tot ce este al lui Amalek. Și Saul se duce și bate pe Amalek, dar nu face ce a spus Dumnezeu. Și a zis, am să păstrez ce e frumos, am să păstrez ceea ce merită să păstrez. Până că și pe împărat, pe Adac, nu l-a nimicit. Trebuia nimicit, era o porunca lui Dumnezeu. Și vine Samuel și spune, îi plac Domnului mai mult ardebilele de tot și jertfele de tot ascultarea de glasul Domnului. Că Saul a zis, păi toate astea vreau să aduc jertfă Domnului. Și a zis Domnul, nu trebuie jertfele astea. Vreau întâi ascultare și apoi jertfa este primită. Și ne ducem aminte de Cain și Abel. Au dus și jertfă Domnului și a spune ce frumos. Să duci jertfă Domnului, adică ceva care să te coste. Și, dragii mei, sunt multe lucruri care pot să fie considerate o jertfă Domnului. Multe lucruri putem să facem. Dar dacă nu e ascultarea pe primul plan, toate aceste lucruri pot să fie un miros urât înainte de Dumnezeu și să nu fie primite. Jertfa lui Cain nici măcar nu s-a ridicat la cer. Și Cain s-a tulburat și a zis, adică eu, cu alte cuvinte, eu mă strădui, eu aduc jertfă, fac tot ce ține de mine și vin și tu nu-mi primești, s-a supărat. Și a spus Dumnezeu, nu-i așa, de ce te-ai supărat? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, nu se poate, nu se îmbină, nu se combine, nu se armonizează asta două. Zice, atenție, Cain! Păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Și Cain a vrut să înțeleagă. Și știți ce s-a urmat? Ce-a urmat mai departe? Cum s-a ridicat împotriva fratelui său, Abel, și l-a omorât. Privim la Saul. Îi spune Samuel, Dumnezeu nu privește la jertfele tale. Toate acestea trebuiau nimicite. Și spune, ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său. Face mai mult decât grăsimea berbecilor. Tot ce ne-am imaginat noi că ar fi frumos înaintea Dumnezeu, cu mari eforturi, cu mari costuri, dacă nu ascultăm pe Dumnezeu, dacă nu suntem gata să ne pocăim, ca să fim într-o stare cum vrea Dumnezeu. Și Iov spune la un moment dat, împrietenește-te cu Dumnezeu. Nu putem să fim în vrăjmășie cu Dumnezeu și să spunem că ducem jertfe. Nu putem să călcăm cuvântul lui în picioare, să facem de capul nostru și să avem pretenția că Dumnezeu să primească jertfele noastre sau ceea ce noi facem. Nu! Și ne obligați să le primească și nu le va primi. Și spune lui Saul, și în această seară îi spune nouă, ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului Domnului mai mult decât ardele de tot. Și ascultați cum am spus mai înainte, când considerăm păcate lucruri groasnice, lista aia. Oamenii stricați, oamenii care îl slujesc pe diavolul, cei care fac lucruri nelegiuite. Și spune cuvântul Domnului, versetul 23, căci neascultarea este tot atât, nici mai mult, nici mai puțin, tot atât de vinovată ca ghicirea. Și ce înseamnă ghicirea? Oameni care sunt în directă legătură cu diavolul, cu lumea spirituală a întunericului. Și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât terafimii, decât închinarea Ito și terafim. Fiind care a dat cuvântul Domnului, te leapă de și el ca împărat. Și Saul a fost lepădat. Samuel continuă să plângă pe Saul și Dumnezeu a zis nu. Da, am zis să deschide o nouă filă. Și aș vrea această filă să ne reprezinte și pe noi. Să privim la ce s-a întâmplat în această împrejurare, cum Samuel a fost trimis în casa lui Isai și a spus, acolo vreau să merg, pentru că mi-am ales pe unul din fiilor. Și cu strângere de inimă, Samuel cred că s-a dus. Așa ca și orice părinte spiritual sau orice părinte, cum nu-ți dorești să vezi pe cel de lângă tine
Să vezi poate pe cel din casa ta că iubește pe Dumnezeu, că se întoarce, că se pocăiește, că vrea cu adevărat să o ia de la început, cu adevărat din toată inima. Și totuși Samuel n-a văzut schimbarea sau din potrivă, citind istoria, n-avem timp, dar putem acasă vedem, a continuat din rău în mai rău. La un moment dat, când David a ajuns să fie chemat pentru un duh rău, care Dumnezeu l-a îngăduit peste Saul, mergea și îl chinuia și nimeni nu-l putea stăpâni. Pe acest talent a mai rămas împărat, dar nu mai era aprobat, nu mai era recunoscut de Dumnezeu. Și David a ajuns în casa lui să cânte, pentru că era cu adevărat pe placul Domnului și era însuțit de Dumnezeu. Și de patru ori, patru tentative a vrut Saul să-l omoare, să-l ucidă. Pe acest om, de ce? I-a făcut doar bine. A mers cu prezența Domnului acolo în casa lui. La un moment dat, când a ajuns să se bată cu acel uriaș, cu Goliat, pe care nimeni nu putea să-l înfrunte, și David a zis, eu mă duc în numele Domnului, pentru că eu mă bifui pe ceea ce a făcut deja Dumnezeu pentru mine și am văzut în acțiunea mea, în viața mea. Eu eram la oi și aș vrea ca să revin la aceste lucruri, pentru că, așa cum am zis că Saul a fost și el un fel de păstoraș, sau mergea și el cu turma tatălui său, și David e o foarte mare asemănare. Și David era păstor la oi. Și David era de o smerenie extraordinară. David avea părtășie cu Dumnezeu în singurătate. Și, dragii mei, să știți că în singurătate Dumnezeu formează giganți, perle, oameni de valoare. Dacă ne gândim la Moise, dacă ne gândim la Iosif, la atâția oameni al lui Dumnezeu, la Avram, care a zis, ești singur, ești. Și în singurătate Dumnezeu a stat de vorbă cu ei, i-a format, i-a pregătit pentru această lucrare. La fel a făcut și cu David. La David n-a păzit doar oile. David se credea în Dumnezeu acum în timp ce era la oi. În timp ce era singur și nimeni nu-l ajuta, știa că Dumnezeu are putere ca să-l izbăgească din orice. Și spune, Domnul este păstorul meu, cum voi duce lipsă de nimic? Și compune acest psalm, punându-se în poziția unui oi, înțelegând că așa cum el, ca păstor, are grijă de turma lui, cu atât mai mult Dumnezeu are grijă de el. Și a văzut acțiunea lui Dumnezeu. M-a spus, numai Saul a vrut să-l ucide de patru ori. A vrut să și era un bun lucru. Avea țintă bună. Și David s-a venit, a fugit de patru ori, pentru că Dumnezeu avea un plan cu David. Pentru că David s-a văzut mic în ochii lui. David nu poți să considera un om care face lucruri grozave. Atunci când a fost trimis la turmă, n-a zis să meargă Eliab, să meargă fratele meu, următor, care era? Abishai? Amineral? Da. Nu a fost, chiar aici a spus. Cei trei, care erau și, de fapt, buni ostași în armate. Eliab, Abinadab, mulțumesc frate, Shama și ceilalți care nu știu numele, dar mult l-au obrădut acești frați mai mari. Și atunci când David vin la Saul, în casa lui, în slujba lui, a fost trimis din nou la oi. Zute tu la oi că noi mergem în armată, noi mergem la luptă, tu ești prea mic. David a plecat din poziția aia de om chemat la curtea împăratului și s-a dus din nou la oi, că era mai mic. N-a ripostat. Atunci când tatăl lui a zis, du-te la frații tăi, n-a ripostat. Dar ce îmi place, ceea ce e de apreciat la acest tânăr, la acest David, că el a rămas mărit până atunci, păcineți. El s-a crezut întotdeauna în Dumnezeu. Citim în fiecare duminică aici aproape psalm. Și majoritatea acestor psalmi au fost izvorâți din inima lui David. Au fost exprimări ale relației lui cu Dumnezeu. A fost o exprimare a încrederii lui totale în Dumnezeu, a abandonului în mâinile lui Dumnezeu. A fost psalm ai pocăinței și ne aducem aminte de acel episod trist din viața lui David. Și dacă ar fi să comparăm momentul ăsta, am zis că David a greșit cu mult mai mult decât Saul. Diferența, știți care a făcut? De ce a zis Dumnezeu, iată un om după inima mea? Pentru că David s-a pocăit. I-a părut rău de păcatul că l-a făcut. Și toată viața lui i-a părut rău. Nu a încercat să se ridice. Atunci când a fost arătat cu degetul, atunci când i s-a spus pe diapsa care o va avea din partea lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut, David a zis, păi nu, e prea mult.
Aș vrea să fiu cinstit în continuare înaintea poporului. Nu! A zis să cadă în mâinile lui Dumnezeu, în mâinile Dumnezeului cel atotputernic. A acceptat corecția lui Dumnezeu, pedeapsa lui Dumnezeu. De ce? Că el vrea un lucru și acesta era suficient pentru lui, pentru el. În Psalmul 51 aș vrea să citesc parte din această rugăciune a lui David. Atunci vă dați seama ce grozav păcat a făcut înaintea Dumnezeu. Vine înaintea Domnului cu pocăință și spune: împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină judecata ta. Ai lăsat lui Dumnezeu decizia finală și n-a zis nicio clipă: nu vreau să accept, nu mai vreau să mai merg alături de tine, nu mai vreau să ascult de tine. Dimpotrivă, ceea ce spune Psalmul 23, tău iată și nu iau la ta mă mângâie. Nu iau nu pentru a spune în cupătroi drumul, ci pentru corecție. Și David a zis: vreau nu iau la ta, vreau toiagul tău să mă călăuzească, vreau ca să accept tot ceea ce tu îmi dai, pentru că tu îmi vrei binele și eu vreau să fiu după inima ta, vreau să fiu plăcut. Și a rămas smerit lângă Dumnezeu, a urmat cuvântul Domnului și atunci când a venit Natan și a spus: tu ești acela, a zis, s-a lucrat ca un nebun și a plâns păcatul și spune că a stat pe Domnul și a plâns când a auzit sentința lui Dumnezeu. Și în orice clipă, dacă privim la viața lui David, nu vedem un reproș. S-a ridicat la un moment dat în timp ce fugea de Saul și era prigonit. S-a ridicat un nedreapt împrejur, un băgând și mei. Și a început să arunce cu țărâne spre el, să zică: pleacă fiul a sângelui, să-l insulte, să-l bagiocorească. Și ceilalți care erau lângă el, oameni războinici, a zis: lasă-mă să mă duc și să-l aranjez. Și David și ce a zis? Ei și-a trebuit să învățăm un lucru extraordinar. Tot ce vine peste viața noastră e văzut de Dumnezeu, e controlat și nimic nu iasă de sub control. I-a zis: lasă să blasteme, poate că Dumnezeu i-a zis: blastemă-l pe David. Tot ce lucru venea peste viața lui l-a luat ca din mâna lui Dumnezeu spre binele lui și în toate a învățat ca să se apropie mai mult de Dumnezeu, să iubească mai mult pe Dumnezeu, știind că el e păstorul ideal. Și n-ar vrea un alt păstor. Și spune în 51 la un moment dat, cum a zis, ăsta e lucru care el n-ar vrea să-l piardă cu niciun preț. Și anume prezența Domnului în viața lui. Convingerea că e Dumnezeu cu el tot timpul. Convingerea că nu face nimic de capul lui. Și aș vrea asta să învățăm noi. Dacă vrem să fim oameni după inima lui Dumnezeu, nu vom putea de capul nostru. Nu vom putea după înțelepciunea noastră, după învățătura care vedem în jurul nostru. Singura care ne poate da lumină este cuvântul lui Dumnezeu. Singura care ne poate căluzi este Duhul lui Dumnezeu. Și vreau să citesc acest lucru și să mă opresc, că deja am depășit. Versetul 10. Haideți să luăm de la nouă. Întoarceți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiurile mele. Zidește din mine o inimă curată, Dumnezeule. Asta aș vrea, David, să fie în prietenie, într-o relație bună cu Dumnezeu. Și a zis: pune în mine un duh nou și statornic. Am fost atât de slab, am căzut, te-am supărat, te-am făcut ca să fie numele tău ocărât și unit. Îmi pare rău, pune mie un duc nou și statorul, că vreau să urmez învățăturile tale. Și spune versetul 12: dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă cu un duc de bunăvoință. Atunci voi învăța prietenii tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. De ce? Că au văzut în mine și văd în mine un om schimbat, un om statornic, un om transformat, ca și Pavel altă dată, care a fost smuț și a spus: eu sunt cel mai nesemnat. Ca unii stârcuturi mi s-a arătat și mie, pentru ca să-și arate Dumnezeu de lungă răbdare, în urmă, ca cei ce vor vedea, să aibă îndrăzneală că Dumnezeu poate să schimbe. Și am zis că închei cu Psalmul 19, care vom vedea aceste lucruri care l-au făcut David în viața lui. Prezența lui Dumnezeu. Duhul Dumnezeu să-L însoțească pentru tine, să-I fie pe plac în orice moment, în orice situație și cuvântul Lui întotdeauna să-I fie îndrumător. Capitolul 19, a fost citit aici nu de mult. Spune: frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aurul curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât piptul din fabul. Robul tău, zice David, primește și el învățătura de la ele. Pentru cine le păzește, răsplata este mare.
Cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc până și până acolo s-au dus datul. Și-au zis, cercetează-mă și cunoaște-mi inima. Eu n-aș vrea să fiu un lucru care să umbrească slava ta, care să umbrească prezența ta și spune și greșelile care nu-mi dau seama că le-am făcut. Iartă-mi, te rog. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Și încheie la acest psalm și vreau să închei și eu. Primește cu bunăvoință cuvintele inimii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Amin. Mă rog lui Dumnezeu ca toți copiii din biserica noastră pe care îi cheamă David, Dumnezeu să le dea o inimă ca așa lui David, împăratul lui Israel, amin? Dar și celorlalți pe care noi îi cheamă David. Haideți să ne ridicăm în picioare, dragii mei, și să mulțumim în seara aceasta pentru binecuvântările lui Dumnezeu, să mulțumim în seara aceasta, El ne-a binecuvântat, am cântat înaintea lui Dumnezeu, ne-am bucurat, ne-am bucurat și de cuvântul lui Dumnezeu, și să rugăm cu Dumnezeu să ne ajute să trăim o viață sfântă și curată, așa cum ne învață Scriptura. Să ne credințăm în brațul lui Dumnezeu în săptămâna care am intrat, să ne păzească Dumnezeu pe cei care pleacă în călătorie. Probabil unii dintre noi plecăm în călătorie. Dumnezeu să ne păzească la plecare, la ședere și la întoarcere. Și să nu uităm, dragii mei, să ne rugăm pentru cei bolnavi din adunare. Să-i purtăm în rugăciune până când Dumnezeu își întinde mâna și le dă vindecare. Amin. Cu toți împreună să ne rugăm Domnului.